Salut, Bivang, ziua, un nou episod din GTA Online, este aici împreună cu pisica. Bună! Remus! Salut! Și Mihai! Salut! Și astăzi avem un episod foarte, foarte mișto pentru voi și anume GTA pe pedepse. Deci asta o să se întâmple în episodul ăsta, vreau foarte, foarte multe like-uri la episodul de azi pentru că o să primesc foarte multe pedepse. Câte așa like-uri e. Să strângem la episodul ăsta, așa că e mai special decât de obicei? 33.000. 33.000, ok? Următorul? 35.000. 35.000, bun. Și Mihai? 38.000. 38.000 de like-uri. Hai să vedem dacă reușim să atingem numărul de 38.000 de like-uri. Și apropo, dacă vreți să vă jucați GTA sau multe alte jocuri de calculator pe telefonul mobil, aveți un link în descriere, intrați chiar acum acolo și jucați-vă. Noi o să trebuiască să ne urcăm pe Ciliad cu Monster Truck-urile. Dar, pe parcursul episodului, eu voi primi pedepse. Și eu, dacă nu le fac, sunt obligat să spun un secret foarte mare din viața mea. Da. O, da. Deci eu sunt obligat să le fac, altfel trebuie să dezvălui secrete. Așa e. Hai să vedem. Te-ai pregătit secretele. Băi, eu am să fac challenge-urile, dacă mă nu știu. Am înțeles. Băi, uite ce pot să fac, pot să ridic cu mașina asta cu făraș. Am văzut. Da, deci eu mi-am comandat Monster Truck-ul, dar nu știu, mi-a zis că mi l-a dat la cinematograf și nu știu dacă mi l-a dat încă. Hai să vă mă duc. Ia ieși din mașină, ieși din mașină acum. A, mă frate! Ieși din mașină! Să continuăm cu acest videoclip, vreau să anunț foarte rapid că boosteroid este acum pe telefoanele mobile și vă puteți juca GTA și toate nebuniile de jocuri mari direct pe telefonul mobil, nu mai ai nevoie de un calculator. Linkul este în descriere, tot ce trebuie să faci după ce ți-ai făcut un cont, trebuie să selectezi pachetul de plată. Ține minte că acestea sunt subscripții și se renovează automat. Poți să achizi fie prin stațiile self-play din toată țara, eu am selectat aici să achit cu cardul, așa că voi face plata respectivă. După asta suntem liberi să ne jucăm. Țineți minte, foarte important e că jocurile care costă bani trebuie să le ai cumpărate deja. De exemplu, dacă vrei să te joci GTA, e clar că tu trebuie să deții acel joc, să-l cumperi. Dar dacă vrei să te joci Fortnite, de exemplu, care e gratis, te poți juca gratuit fără nicio problemă. Eu aici am să încerc GTA-ul. Acum tot ce trebuie să facem este să-i dăm start de acolo și cam asta a fost totul. Acum ne intră pe Steam, va trebui să ne logăm. Trebuie să aveți un controller care se poate conecta prin Bluetooth la telefon. Eu personal folosesc unul care e special pentru telefoane mobile, le găsiți peste tot, pe astea le găsiți destul de ieftine. Și după cum observați, GTA-ul merge fără nicio problemă. M-am urcat aici în mașina mea de Formula 1 și hai să-i dăm așa bătăiță puțin. Țineți minte că noi suntem încă pe browserul Chrome, da? Deci nu ne jucăm cu vreo aplicație sau ceva de genul ăsta special, nu. Pur și simplu, dacă ție-ți merge Chrome pe telefon, nu ar trebui să ai nicio problemă să rulezi serviciul Boosteroid. Și asta mă face cel mai impresionat dintre toate chestiile. Nu ai nevoie de aplicație, n-ai nevoie de calculatorul tău personal. Poți să n-ai calculator deloc, atât timp cât ai un cont de Steam, ți-ai cumpărat tu jocul, de exemplu ți-ai cumpărat GTA-ul, te poți juca GTA pe serviciul Boosteroid fără nicio problemă. Și nu doar GTA, ați văzut și voi, majoritatea jocurilor populare sunt pe Boosteroid și tot ce trebuie să faci este să intri să-ți faci un cont, ai link în descriere și să achiți, bineînțeles, taxa lunară. Și cam asta e treaba. Dacă vă luați un controller de ăsta special, puteți să faceți chestia asta în sensul că pur și simplu stați în pat, vă puneți telefonul în controller și vă jucați jocul vostru preferat de pe calculator, fără să mai aveți nevoie de calculator sau orice altceva. Așa că nota 10 din partea mea pentru Boosteroid, o treabă excelentă, mi se pare că am trecut deja la alt nivel. Iar noi ne vom întoarce acum la episod. Am ieșit! Erai în drum spre... Eram și eu în drum să-mi iau Monster Truck-ul. Și după poți să intri, după poți să intri, dai seama. Am intrat în alta acum. Deja a început cu pedepsele. Frate, păi da. Deci în episodul ăsta sunt super mega pedepsit, să zic așa. Dar fiți atenți, scrieți-mi pedepse în comentarii. Ce pedepse vreți voi să aplicăm în episoadele următoare, dacă o să mai fie episoade cu pedepse. Și o să alegem, o să alegem din pedepsele voastre, din comentarii. Exact. Ia să vedem. Mă duc repede să-mi iau mașina până când nu mai vine vreo pedepsă. Aulea! Mi-a dat. Care e ăsta? Remus. Eu. Păi știi că tu ți-ai luat Monster Truck-ul? Nu, acum merg spre el. Vine poliția după mine. A, dar mi-a dispărut, dar mi-arată că e aici. A, firar. Stai o secundă, să dau eu poliția să se ducă. Am dat poliția să se ducă pentru că era prea multă poliție. Mi-am Monster Truck-ul de aici, că s-ar putea din cauza că sunt prea multe Monster Truck-uri să nu se spawneze, știi? Păi da, de aici l-am luat și eu, exact din locul ăla. Păi da, e același loc de spawn și din cauza asta. Hai să-mi spui când te-ai urcat. Ce a fost asta? A intrat poliția în mine. Bă, dați înapoi pe videoclip. Deci dați înapoi pe videoclip. Știi cum a venit poliția? Mergea invers cu roțile. Pe laterală mergea. Du-te jos la poliție, du-te și de cuțitul ăla care te deranjează. Bă, abia am dat să scap de poliție! Hai, Max, hai că ți-l arăt eu care. Oh my god, trebuie să mă duc să-i dau cuțit la poliție acum. Uite ăsta, uite ăsta. Așa-i pedeapsa asta, trebuie să fac. Uite, ia, taie-l. Gata. A, stai că mi-a dat pedeapsă.
Cu cuțitul, așa. I-am băgat. Are reușit, cred. Tata, abia scăpasem de poliție, cică. Hai că am scăpat de poliție, dacă e cu pedepsele voastre. Hai că am plecat de aici. Salut! Mamă, Max! Mamă, cum arată. Bă, și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment, pentru că episodul ăsta e nebun. Deci o să fiu pedepsit în continuu la episodul de azi. Să vedem dacă o să, o să fie mișto pedepsele. Ce mi se oferă. Și poate în alt episod o să pedepsim pe altcineva. No, no, cum ar fi? Nu m-am gândit. Poate pe Remus? Zici. Da, ce vorbești? Da, Remus, vine-ți garajul cu cine te 20. Da, e bună pedapsa. E bună pedapsa asta. Cu garajul ăsta, cred că nu-l arăt. De poliție. Îi dau și eu aici la Lester să scap de poliție. Hai că ne mai urcăm pe Cilia dacă e. Oprește Muscle Truck-ul. Asta a fost pedeapsa, să opresc Muscle Truck-ul? Da. Are un plan ceva. Ok, l-am oprit și am dat și să scap de poliție. Am voie să plec? Gata, acum poți să pleci. Oh my god. Asta vrei să faci? Mă, frate. Asta vine eu acum din urmă. Vine acum, stai așa. Vine acum din urmă. Nu știu, pedepsele astea ale voastre. Max, te provoc să mergi pe... Te pedepsesc de fapt, nu te provoc. Să mergi pe contrasens. Da, 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 da. Oh my god. Haide. Oh, frate. Asta e tare. Ia uite-l, mă. Ce să fac acum? Trebuie să fac pedeapsa. Hai că spun eu când să spui stop. Mai mergi. Ok, dar am să ocolez mașinile. Nu, nu mi-ai zis să intru în mașină. Nu, nu le ocolești. Nu le ocolești. Ce? Normal. Nu poți normal. Drept. Cum aș putea să merg normal? Mergi pe mijlocul străzii. Ok. Bună treabă. Bună treabă, ce pot să zic? No. Papa, te uiți, Willy. Hai că merg. Hai că mai merg, mai ajungem pe Cilia mâine. Oi, de capul meu. Bă, mi-ai zis să merg pe mijlocul străzii, eu merg pe mijlocul străzii. Da, dar acum, acum mergi, pe, mergi normal. Ok. Bă, dar mergeți voi către Ciliad, că nu știu exact. Că a zis Mihai că are un bombon. Mihai trebuie. Și nu știu exact ce drum are. E da, o frate, alternativă, că ar fi nu poți să urci. Are o zonă în care te dai pe spate cu el. Mamă, dar ce mișto e cu Master Truck-urile așa, mi se pare foarte mișto. Nu prea-mi place că am pedepse. Voi n-aveți pedepse, eu am pedepse, eu te ia. Încearcă să dobori autobuzul ăsta. Ce? Să dobori, intri în el, nu știu, ai Monster Truck. Ah, oh jos. My god. Să-l dai jos, păi da. Să-l dau jos cu Monster Truck-ul, hai să vedem. Ba, acum, e posibil să nu meargă, adică n-ai testat nici tu să vezi. Da, posibil să cadă Max. Măcar încerci. Încerc, încerc. De încercat ai văzut că m-am oprit și fac pedepsa. Da, n-ai cum, hai. Nu merge, nu merge. Mai departe. Da. Mă, tu îți dai seama să vezi așa ceva pe stradă? Ai, patru Monster Truck-uri care merg unul lângă altul? Dar ce că avem și noi prin România de-astea. Am auzit că sunt. Da, sunt. O fi. Dar cred că e foarte scumpă una de-asta. Nu știu. Fii atent, Max, hai să prinzi viteză. Da. Și fii atent, vine trenul, încearcă să te duci spre el. În față. Da, bravo, mă! Posibil să dobori trenul, da? Mașina. Da. Da, bravo. Așa. Cine s-a răsturnat? Remus. Hai că mă duc spre tren, dar dacă nu vine trenul ce fac? Hai că vine! Vezi că e vine, e în spatele tău! Aaa, e în spatele meu! Păi dar ce crezi că nu l-am văzut? Aaa, am înțeles. Dacă îmi bubuie mașina mea, o plătești tu, da? Hai că ți-o dau eu pe a mea. Să sperăm că nu bubuie? Da, bubuie. Aoleu! Ok, ok. A făcut și Remus challenge-ul ăsta. Face și Remus, da? Testează și Remus să vadă. Gata, m-am făcut. Gata, ok. Hai înapoi pe autostradă. Okay, hai pe cine. Hai pe autostradă. Hai. Să vezi, merg pe munte, îmi dă unul să mă arunc de pe munte. Parcă văd, parcă văd. Da. Vă cred în stare să-mi dați pedepse de astea? Stai liniștit. Azi că vă văd eu la alte episoade când vă pedepsim pe voi. Mhm. Stai tu să vezi că... Da, să scrieți în comentarii cine vreți să fie următorul pedepsit, chiar sunt curios. Păi Remus. Remus. Toată lumea să scrie Remus în comentarii. De ce nu? Bă, nu știu, scrieți cine vreți să fie următorul pedepsit, scrieți în comentarii cine vreți. Și scrieți și pedeapsa, care să, adică ce pedepse să urmeze. Idei de pedepse, cum ar veni. Bă, dar stai așa, suntem doar 3 pisica. Sunt mai în spate puțin. A, ești mai în spate, ok, ok. Bă, îmi place, e mișto episodul, îmi place ideea asta. Uite muntele în față pe stânga. Îmi place mie episodul acum. Îl văd. Ce vorbești? Eu mă uit la el live. Cum ar veni? Da. Îl trăiesc.
Chiar că... Deci ai tu un drum, Mihai, pe unde aici, că e super bine să te urci? Sau ceva de genul ăsta? Adică poți să urci până în vârf. Că... A, poți să urci până în vârf. Nu e neapărat bine, știi? Da, mai e o rută clasică. N-aș vrea să picăm cu ele, știi că mai e faza că... Nu, ai... Aici ai până să mergi. Știu că intrai pe undeva și te duceai pe lângă niște lemne. Opa, stai așa. Ia uite-le. Opa. Pardon. Dacă avem monster truck. Pe aici? Că nu știu ce vrea el să facă, da? Da, pe aici. Uite, vezi cărarea asta din stânga? Opa. Pe aici începe urcare. Am înțeles. Deci noi cumva suntem prin spate? Suntem prin spate. Da, suntem prin spate, mă, am pentru înțeles. Pentru că dacă urci prin cealaltă parte, știi că sunt două S-uri în care terenul... Da, și e prea mare mașina și nu prea... Și nu poți să urci, te dai pe spate, faci flip. Înțeles. Și pe ruta asta... A, hai să aștept, hai să... Mă descurc, Ok, ok. Hopa, ușor. Bă, mi-e frică când vine următoarea pedeapsă, nu aș vrea să vină pe aici, sincer, dar... Max, știi care e următoarea pedeapsă? Nu. Și eu am una pregătită. Deci fii atent, nu ai voie să iei degetul de pe W. Orice ar fi accelerezi. Okay. Orice ar fi accelerezi. Accelerez acum. Mihai, zic să te dai. M-am dat. Ia face flip. Bă, eu n-am luat mâna de pe W. N-ai voie nimic, doar accelerație, atât. Ok, eu doar accelerez. Da, control și shift, da. Am voie să cotez, că altfel mă duc aiurea. Da, dar zic, nu e... Păi n-am luat mâna de pe W, e constant, nu, nici n-am pus nicio frână pe acum. Am căzut! Vai de capul meu! Gândește-te că eu nu pot să pun frână! S-a răsturnat, Hai că e palpitant! Nu e palpitant! E foarte pentru palpitant. Noi e! Oh my god! Mi-e frică că o să pic de tot de pe munte! Încă nu. Hai Max! Păi da, hai Max! Hai că ești bine, ești bine! Da frate, dar eu nu pot să pun frână! Hai! Ajutați-mi pe pisica! Gata, mă duc eu la pisica, gata! S-a dus pe deapsa. Doamne ajută, frână! Te-ai dus? Nu! Hai că vin pisica acum! Hai din gură că m-am dus bine, ia uite-mă! Frate, condu tu doar cu W pe aici, să vezi cât de greu e! Am reușit! Nu e chiar ușor, sincer, a fost destul de grea pedeapsa asta ce mi-a dat-o! Rămăsit în mașina... Vrei altă pedeapsa văzând? Deci cu spatele, urcă cu spatele! Asta e pedeapsa ta? Da. A spus pisica că are altă pedeapsă. Stai că a dat Mihai, stai că-s concentrat aici. A dat Mihai pedeapsa să urc cu spatele acum. Băi, nasol. Wow. E super nasol. Nu. Cu Monster Truck cum ai ales? Pentru că cotește cu ambele roți. Da. Asta teoretic e. Teoretic ar trebui să fie mai simplu că cotește cu ambele roți. Dacă mergi cu spatele e ciudat control, nu? Da, e cu, da asta e, da, exact, e ciudat control. Dar bă, asta e pedeapsa, asta fac. Până la urmă... Hai că te descurci. Dacă o pedeapsă e prea grea... Opa. Ok. Aoleu. Dacă o pedeapsă e prea grea, poți să o refuzi, să zici, bă, o refuz, dar trebuie să zici un secret. Gen din viața ta sau despre tine sau ceva ce nu știe nimeni, știi? Un secret. Secrete cum ar. Deci ai voie să refuzi, Da, a terminat. Dar... Gata, am terminat challenge-ul tot, da? Ce? Doamne, iartă-mă. Zi pisica, ce pedeapsă ai pentru mine? Trebuie să te oprești, să ieși din mașină și să dansezi. Oh my god, păi dar de unde am eu dans? Păi ai dans de la club. Nu știu cum îl fac, cum fac dansul? Cred că pe M. Parcă? Da, cu capsul, parcă. Pe capslock, dacă vrei. Pe capslock, are invația că-i speriat. Asta e. Ăsta e dansul, gata, ia uite-mă. Se confirmă că am dansat? Gata. Eu l-am văzut că da. Ăsta-i dansul, așa dansez eu, ce vrei acum? Da, n-a zis ce fel de dans. A zis că un dans. M-am dat jos și am dansat. Gata. Am făcut și pedeapsa asta. Am prins și n-a pus frumos. Hai că ajungem pe Ciliad mâine. Da, mai facem că trebuie să mamă, frate, mi-e frică de pedepsele ce o să vină pe Ciliad, sincer. Mamă, frate. Că deja mă gândesc ce poate să fie. Da. Opa. Ai grijă, Jack, că e cam cu săritură așa. Mai cu grijă așa. Dar ce frumos se vede. Da, am prins o oră foarte bună. Mamă, cum ar fi să poți să urci ăsta pe... Este ora 7, dar nu poți. M-am dat jos, gat. Vă așteptăm și pe voi. Da, m-am dat jos din Master Truck. Deci am reușit să ajungem cu ele pe munte, întregi. Da, deci challenge-ul a fost făcut, uite, îi văd și pe ceilalți doi. Max. Pisica să duce pe munte, cred că în curând. Nu s-au terminat pedepsele. Aaa, acum trebuie să alergi non-stop. Aaa, nu! N-ai
Unde aș putea să alerg non-stop aici? Acolo, okay. Mă învârt în cerc, ok? Ok, mă învârt în cerc, frate. Îți obosesc picioarele, nu? Păi cam da. Ok. Da, încearcă să te duci aici, pe linia asta, să te duci pe... Hai că mă duc dacă... Nu. Nu, pentru că dacă eu pic, practic, pierd pedeapsa cum ar veni, pentru că se oprește caracterul din alergat, nu? Da. Deci eu practic trebuie să alerg non-stop, non-stop. Exact. Eu sper că se mai și oprește, că am obosit deja. Bă! Hai, Max, o mai ai. Când? Mă, frate! Gata. Ar trebui să punem niște timp de ăștia, gen 10 secunde, 15 secunde. Aia, dar cine numără acum, na? Da, sau măcar așa. Ziceți voi din gură, no, s-a terminat pedeapsa sau ceva de genul ăsta, știi? Exact, cum fac eu. Dar, hai să vedem ce facem acum, am ajuns... O nouă provocare, te arunci ultimul. Mă arunc ultimul? De fapt e mai bine pentru el, că el ne vede pe noi. Hai, aruncați-vă acum, vreau să mă arunc primul, dar acum mi-a dat pedeapsa, mă arunc ultimul. Uite aici o rampă, în direcția asta. Mă arunc ultimul, frate. Se aruncă acolo pe aici. Trebuie să te arunci cu... mașina, nu singur. Și cu tine acum. Hai. Max ar putea să se alunce singur, dar încă nu. Stai că s-a blocat un pic Monster Truck-ul. Ți s-a blocat Monster Truck-ul? Nu, gata. Da, ar putea să blochezi ca mai nebunia de asta de mașină. E un copac aici, un brad și te blochezi din el. Nu cred că puteți să vă aruncați pe rampa aia, sincer. Adică gen... Mamă, pisica, gata. Uite, m-a oprit un pancard aia mică. Eu zic să vă aruncați direct dacă vreți să vă aruncați, dar gen, nu cred că ai cum să te duci pe... Zici tu că n-ai loc pe aici? Nu cum prea. Așa? Nu prea. Ok. Hai, Max! Ok, hai că vin și eu, după ce s-a dus toată lumea. Așa. Ce să fac acum? Da, știi care e beneficiul cu asta e că nu, nu prea ți se strică, adică a mea chiar merge blană pe aici. Max, sări din mașină, sări din mașină acum! Mă, frate! Sări din mașină! Mă așteptam. Bă, frate, sunt în viață și am parașută în spate. De ce am parașută? Am parașută! Ok? N-ai mers cu elicopterul recent. Vin cu parașuta după voi! Nu-i cinstit. Tai parașuta! Cum o tai? F sau E, cred? Nu știu. Am tăiat-o F. F. Mă, frate! Mamă, l-am văzut cum a murit! Hai să vedem unde te dă. Te-ai ofticat, te-ai ofticat ca în parașută și mi-ai dat pedeapsă să o tai. Puțin așa. Ia mă și pe mine, nenea, că ce fac acum? Hai. Unde mi-e mașina? Hai că am avut și mașina dacă... Mă, frate, ce nebunie. Ok. Da, bă, răstoarnă-te așa. Ok. Ce pot eu să mai zic? Aștept pedepsele în comentarii să văd ce pedepsă o să fie și... Data viitoare să vedem dacă o să fie altcineva sau că o să fiu tot eu. Vedem. Nu știu exact. Da. Cum ar fi să fiu tot? Bă, cred că o să facem cred că o să tragem la sorți. Și dacă pic tot eu, pic tot eu, știi? Dacă nu... Corect. Altcineva. Cred că asta e cel mai corect. La început de episod, o să facem de la un... cum îi zicem, random number generator. Și gen... Fiecare are cât un număr. Și dacă pic... Da, și fiecare... Și cine pic, ăla va fi pedepsitul. În episodul respectiv. Du-mă și pe mine la șosea, dacă tot, ca să-mi iau și o mașină. Hai că te duc. Dar stai, eu nu pot să dau request vehicle, oare? Ba da. Ar trebui să poți, ar trebui să poți. Să mergem cu elicopterul? Păi n-am... de fapt, stai mă, că vă bag în organizație. Da, poți. Friends. Haide, Bobby, hai! N-ai loc pe acolo. Și vă dau elicopter. Ai avut loc pe acolo? Nu cred. Stai că eu am ieșit. Știi că a descoperit... Da. Mă lași la greu. Gata mă, buzzard, am luat buzzard. Hai că vă iau și pe voi. Dar trebuie să intrați în organizație, că altfel nu aveți cum. Da, că suntem în cealaltă parte a lumii și na. Hai, urcați-vă și voi în elicopter. Da, bă, sărăcie. Bă, stai mă, bă, nu. Ia uite-l, mă, ia uite-l. Aoleu. Dar Emu, dar tu de ce nu accepti invitația? Vrei una specială și parfumă? Vezi că n-ai cum să... Nu te lasă să te urci în elicopter dacă n-ai. Da, cred că știi. Gata. Mergem spre oraș, da? Da. Zboară cât mai jos. Da, merge. Zboară cât mai jos. Cât mai jos. Asta e de nașpa și pentru voi, adică. Morim și noi. Mihai, ce-ai făcut? Eu v-am zis că nu e idee bună.
Oricum știu că e, lui Max îmi plăcea să fac asta înainte. Da, mie îmi place, dar de multe ori bubuiam. Da, da, asta vreau să zic. Dar nu prea sus, să fii la nivelul solului, adică dacă e munte... Da, da, da. Că să nu te lovești, sau mă rog, să încerci măcar. Exact, exact. Cât mai jos, frate, nu? Așa ai zis? Le face bine, mă, le face bine, n-ai ce. Da, 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 uite acum, buntele. Face bine, frate, le face bine. Da, 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 leu. Cred că avem o problemă tehnică. M-am aruncat. A murit de la suicide. Aoleu, bun, oameni buni, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul și de like. Și noi ne auzim data viitoare, pa, pa. Pa. Pa.